Hai că am ajuns și la sezonul 15 din Shippuden de an. Vorbești despre Naruto aici pe canal, deci bineînțeles că poți pune buton de like și de subscribe, dar și clopoțelul, pentru că vei ce să vezi pe aici. Comentariul zilei vine de la developer, care zice: se spune că voi apărea la final fix când Sorin se întoarce la streamuri de gaming pe Twitch. Pătrat. Da, Dev, gata, ai avut dreptate. M-am întors. În acest sezon de Naruto și putem vedem cum războiul continuă și cum armata de White Zetsu continuă să provoace o mulțime de pagube armatei Allied și Nobby Forces. Vedem că în acest sezon toți Kage ajung să fie implicați direct în luptele care au loc împotriva acestei armate de Zetsu. Unul dintre personajele reanimate este Madara Uchiha. Acesta își dă seama că a fost reanimat și află că a fost reanimat doar pentru ca Tobi să se alăture și el războiului. Madara este în posesia Rinneganului și vedem forța foarte mare pe care o are acest villain din Naruto. Vedem și faptul că Madara se poate folosi de puterea celulelor lui Hashirama, lucru care îi face pe toți shinobi prezenți la bătălie să-și dea seama că pericolul este mare atunci când este vorba despre Madara. Naruto și Bee se întâlnesc cu Tobi și dau seama că acesta are acum o putere foarte mare. Tobi încearcă să le spună lui Naruto și Bee, lumea s-a schimbat și vedem cum acesta se folosește de puterea tuturor jinchiurichilor capturați. În acel moment le zice și lui Naruto și Bee că vor fi capturați. Între timp Sasuke ucide un White Zetsu folosindu-se de Susanoo, pornind către Konoha pentru a distruge satul. La headquarters Allied Shinobi, pe lângă chakra lui Kurama, cei de acolo mai simt o altă chakra foarte puternică. Vedem pe Jugo și pe Sugetsu cum îl caută pe Sasuke în ascunzătorile lui Orochimaru. Sasuke pleacă în căutarea lui Naruto, dar în drum spre Naruto se întâlnește cu Itachi. Lupta dintre cei 5 Kage și Madara continuă, iar întâlnirea dintre Sasuke și Itachi nu se termină atât de bine, ba chiar Itachi încearcă să scape de Sasuke, fără succes însă. Atât Sasuke cât și Itachi ajung împreună în locul unde se află Kabuto. Lui Kabuto îi se pare amuzant că Sasuke este acum alături de fratele său și spune acestuia să îi se alăture în luptă împotriva lui Itachi, lucru care nu se întâmplă. Avem și un flashback al vieții lui Kabuto aici și a momentului când acesta s-a întâlnit cu Orochimaru pentru prima dată. Ni se arată și faptul că Kabuto a asimilat o parte foarte importantă a ADN-ului lui Orochimaru. Folosindu-se de tehnica Izanami, Kabuto este prins de către Itachi, iar în acest timp Sasuke îl mai întreabă pe Itachi câteva detalii despre trecutul său. Imediat după, Itachi anulează tehnica de reanimare a lui Kabuto și el, alături de alte personaje reanimate, încep să dispară. Înainte de a dispărea, îi arată lui Sasuke tot trecutul său, spunându-i că îl va iubi indiferent de calea pe care o va urma. Sasuke îl extrage pe Orochimaru din semnul blestemat al lui Anko și vedem în acel moment revenirea lui Orochimaru. Orochimaru le zice personajelor că nu are niciun interes în acest război și știe tot ce s-a întâmplat până în acel moment în război. Bătălia dintre Naruto și Tobi continuă și vedem cum Tobi se alătură lui Madara. Tot în cadrul acestei lupte, se face și review-ul faptului că Tobi este de fapt Obito Uchiha, vechiul prieten al lui Kakashi. Li se face și un flashback cu privire la lucrurile care s-au întâmplat cu Obito după ce Kakashi l-a lăsat în urmă. Vedem cum Obito este salvat de White Zetsu și ajunge să fie antrenat de Madara. Sezonul se termină cu această poveste a trecutului lui Obito și a relației sale cu Madara. Cam acestea sunt lucrurile care se întâmplă în acest al 15-lea sezon din Naruto. Iar dacă vrei să vezi un clip în care îți explic sexul lui Haku, bagă un tap aici ca să vezi despre ce e vorba.